Dramaturgul italian este printre cei mai cunoscuți în toată lumea grație comediilor scrise cu aproape 3 secole în urmă. Hangițe, Bădărani, Sluj la doi stăpâni sau Flecăreala femeilor sunt teme la fel de actuale ca și atunci când le-a surprins italianul. Savantul și arhitectul englez a avut șansa reconstruirii unei mari părți a Londrei, distrusă în 1666 de un mare incendiu. Capodopera sau reprezintă de departe Catedrala St. Paul, ridicată în mai bine de 35 de ani. Despre menirea arhitecturii spunea că o reprezintă eternitatea. La 13 ani lucra deja ca pictor de porțelanuri, apoi evantaie și jaluzele pentru a face rost de bani. A creat curentul impresionist, de care apoi s-a îndepărtat. Pictorul bucuriilor vieții spunea că nu a trecut nicio zi fără ca el să nu fi pictat. Unul dintre cei mai citiți scriitori germani a avut o tinerețe tumultoasă. Sărăcia l-a împins spre comiterea multor infracțiuni care i-au adus ani de închisoare. Abia la 38 de ani și-a descoperit vocația și a scris celebrele romane de aventuri. A fundamentat o anume concepție despre viață, antroposofia, care susține existența unor elemente suprasensibile, constitutive ale ființei umane, dincolo de corpul fizic. A inițiat o nouă artă, euritmia, prin care sunetele și vorbirea sunt traduse de mișcarea corpului, dar și agricultura biodinamică și pedagogia Waldorf. Nu a avut vreo diplomă universitară, pregătirea sa fiind aceea unui autodidact. Cu toate acestea, mulți filozofi, lingviști, esteticieni, titrați și-au obținut diplomele, incluzând în bibliografie lucrările italianului. Tenorul Dragostei a fost cel mai popular interpret în toate genurile muzicale în primele două decenii ale secolului trecut. A avut și șansa utilizării mijloacelor de înregistrare a sunetului, care l-au făcut cunoscut în toate colțurile lumii. Istoricul și filologul ardelean se numără printre fondatorii Academiei Române. Colaborarea sa cu Nicolae Bolcescu a dus la apariția primei reviste de istorie românească, Magazin Istoric pentru Dacia. Fruntașul pașoptist avea să se autocaracterizeze spre bătrânețe. Am lăsat școala pentru armată, am lăsat armata pentru litere, am lăsat literele pentru publicistică. Până la urmă le-a făcut pe toate. A interpretat în epoci diferite aproape toți eroii teatrului lui Caragiale, de la Catindat la Tristanda și Cetățeanul Turmentat. A fost profesor la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografie, iar pentru aproape 15 ani a condus ca rector prestigioasă instituție. A îmbogățit literatura română cu tălmăciri magistrale din Dante, Petrarca și Boccaccio. Este considerată cea mai importantă traducătoare din limba italiană în cea română de oricând. Jurnalistul devenit în 1955 directorul secției române a Radio Europa Liberă a deranjat mult pe mai mari comuniști de la București. Pacepa povestește că moartea lui Noel Bernard a fost comandată de însuși Ceaușescu Securității, care a folosit o substanță radioactivă având numele de cod Radu pentru a-și pune planul în aplicare. Compozitorul, chitaristul și solistul vocal britanic a fost cel mai tânăr membru al Beatles-ilor, a rămas în umbra liderilor Lennon și McCartney. Actrița americană a fost inclusă în lista celor mai sexy femei în 2000. Este ambasador UNICEF, este vegetarian, iar un asteroid având numărul 8299 a primit numele Thea Leoni. Dramaturgia sa susceptibilă de supunerea la limbajul cinematografic a făcut posibilă apariția unor capodopere precum Pisica pe acoperișul fierbinte, Un tramvai numit Dorință sau Menageria de sticlă. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.